Bună ziua, astăzi vreau să vă prezint cartea Lămâi, cărți și prieteni. Este povestea emoționantă a lui Calypso, fetiță care învinge durerea provocată de absența mamei cu ajutorul magiei lecturii și al prieteniei, cucerind inimile cititorilor de pretutindeni. O să vă citesc acum un fragment. Astăzi Maie, fata cea nouă, m-a rugat să mă joc cu ea. Nici n-am știut ce să răspund. Are părul lung și negru, strâns în două costițe împletite, pe care le prinde cu agrape, asemenea lui Hedy sau copiilor din sunetul muzicii. Are fată rotundă de păpușă, ochi albastru deschis și s-a înscris la școală noastră la începutul trimestrului. Stăteam în locul meu preferat de la capătul terenului de joacă, citind o carte. Întotdeauna pot fi găsit acolo în timpul pauzelor. Maia mi-a zâmbit, plină de așteptări, însă eu am salutat-o dând din cap și m-am întors la cartea mea. Ok, a spus ea, după care s-a îndepărtat. Am încercat să mă concentrez asupra lecturii, însă ochii îmi tot fugeau de pe carte, urmărindu-o pe Maia. Fata asta spune mereu ok și se pare că ei se potrivește, în plus rimează cu numele ei. Ok, Maia. În timpul orei de diligenție ne-a spus că s-a mutat de la școala veche pentru că părinții ei și-au schimbat locuința. Cu toate acestea, nu pare să fie prea afectată pentru că e mereu veselă. Am crezut că se va îndrepta către altcineva, însă s-a apropiat singură de gardul școlii și a început să culeagă surcele de pe jos, făcând din acestea o grămăjoară. Apoi s-a așezat și a scos ceva din buzunar. Pentru o clipă, razele soarelui au făcut obiectul acela să scânteieze. Era o lupă. Încerca să le dea foc surcelilor. Am privit-o fascinată. Oare va reuși? Mi se părea că nu izbutește să găsească unghiul potrivit. Își tot îndrepta privirea către cer, apoi către lupa pe care o tot înclina într-o parte și în alta. Nu e bine, mi-am spus eu. Trebuie să o țină în aceeași poziție mai mult timp, pentru că raza de lumină se înfierbânte una dintre surcele. Citiți-mi despre asta cândva într-o carte. Se putea prinde foarte ușor un foc în felul acela, însă trebuia să ai răbdare, iar soarele să fie suficient de puternic, doar că era toamnă, iar soarele nu mai dogurea. Mă uitam la ea cu atât atenție, încât în clipa în care Maia și-a îndreptat privire către mine, aproape că am scăpat surprinsă cartea din mână. Imediat mi-am fixat iarăși privirea în pagină, însă nu m-am putut abține să nu mă mai uit odată la noua mea colegă. Maia încă se uita la mine și îmi zâmbea, de parcă i-aș fi fost prietenă. Am simțit cum mă îmbujurez de stângeneală, așa că nu mi-am mai desprins privirea din paginile cărții. Maia nu a reușit să aprinde surcelele, știu asta pentru că dacă ar fi reușit, imediat și-ar fi făcut apariție în fugă unul dintre profesori. În clipa în care a sunat clopoțelul, însă toată lumea s-a aliniat ca de obicei. Eu am rămas puțin mai la urmă, așteptând ca elevii să intre în școală. Apoi m-am repetit către gard, ca să văd grămăjoara de surcele făcută de Maie. Acolo însă nu mai era nicio grămăjoară. Maie aranjase vrascurile pe pământ sub formă unor litere, care forma un cuvânt, Calypso. M-am grăbit să ajung în clasă, simțind cum îmi sare inima din piept. Oare de ce scrise numele meu cu crânguțele acele? Tata spune de multe ori că tu însuți ar trebui să-ți fii cel mai bun prieten. Când eram mai mică, nu pricepeam ce putea să însemne asta. Însă acum, când am ajuns să înțeleg, înseamnă că ar trebui să fii fericit atunci când ești singur cu tine însuți. Că nu ar trebui să ai nevoie de alți oameni ca să fii fericit. Tatăl meu spune despre sine că nu are nevoie de prezența altor oameni. Uneori mă întreb dacă a avut nevoie de mama, însă nu pot să-i spun astfel de întrebări, iar pe ea nu pot să o întreb pentru că e moartă. Profesorii de la școală erau îngrijorați văzându-mă mereu singură, scriau caracterizări în care nu uitau să menționeze chestii de genul e o fată foarte singuratică sau obișnuiește să se izoleze, de parcă toate acestea ar fi fost niște lucruri rele. Ultima caracterizare însă spune ceva diferit. Îi va fi greu la anul să facă tranziția de la școala primară la gimnaziu dacă nu se simte în stare să lege prietenii trainice. Ei nu înțeleg, mi-a spus tata când a citit caracterizarea, la sfârșitul trimestrului trecut.
Ei nu înțeleg oamenii care nu au nevoie de alți oameni. Ei își închipă că dacă ai o fire independentă, înseamnă că de fapt ești persoana singuratică. Nu am învățat niciodată nimic despre forța interioară a oamenilor. Tata crede cu tărie în această forță interioară. Dacă vreodată mi se va întâmpla ceva, îmi spunea el din când în când, tu o să fii în regulă, Calypso, pentru că ai o mare forță interioară. Mă simt mândră atunci când îmi spune că posed o mare forță interioară, dar nu-mi place să mă gândesc că tatei s-ar putea întâmpla ceva, pentru că mamei s-a întâmplat ceva. Cu 5 ani în urmă și nici la asta nu vreau să mă gândesc. Totul s-a petrecut atât de repede, nu prea se simțea bine și s-a dus la doctor. Iar acolo el s-a făcut niște analize și i-a spus că are cancer, după care s-a simțit tot mai rău, apoi a murit. Dacă ar muri și tata, nu sunt deloc sigură că voi fi în regulă. De fiecare dată când îmi spune asta, simt cum mi se umplu ochii de lacrimi, el observă și începe să clătine din cap, de parcă tocmai l-aș fi dezamăgit odată. Nu folosește la nimic să te întristezi, îmi spune el. Nu vreau decât să-ți arăți cum să fii puternică. Găsește-ți forța lăuntrică. Atunci eu îmi șterg lacrimi și încerc să-i urmez sfatul. Forța ce este acolo undeva în mine, sunt sigură de asta, o să fiu în regulă, spun eu, încercând să fac în așa fel, încât să nu-mi tremure voce și dacă mi se întâmpla, mie ceva și tu vei fi în regulă. Așa este, îmi răspunde el zâmbindu-mi încurajător, după care se retrage în bibliotecă. Încerc să fac în așa fel încât să nu-mi pese că e de acord cu cele spuse de mine. Totul se datorează faptului că posedă o mare forță interioară și nu că nu mă iubim. La școală, ceilalți copii au încetat să încerce să mă transforme în cea mai bună prietenă a lor. Îmi place să mă joc cu ei, pentru că nu e ca și cum nu mi-ar plăcea de fiul oamenii. Dar ca să fiu sinceră, prefer cărțile. Îmi place locul acela liniștit din mintea mea, pe care acesta îl creează. Spațiul acela cu insule care poate fi încărcat de magie sau de misterii. Mai e nou venită la școala noastră, așa că încă nu mă înțelege. Își va da seama însă peste câteva zile și își va găsi o altă fată cu care să se împrietenească. Pentru a afla povestea eroilor cărții Lămâi, Cărți și Prieteni, care face parte din programul Bătălie Cărților, vă invit să lecturați. Lectură plăcută!